Tu știi ce ravagii face scleroza multiplă asupra pacientului cu această maladie? Știi cum este afectat creierul nostru, dar măduva spinării? Află acum despre efectele sclerozei multiple, numită scleroză în plăci sau boala celor 1000 de fețe, asupra sistemelor corpului. Bună, prieteni! Sunt Simona Tănase, iar voi vă aflați pe canalul Învingătorilor, Învingătorii sclerozei multiple. Astăzi o să discutăm despre efectele sclerozei multiple asupra sistemelor corpului. Aș vrea să nu uitați, prieteni, că toate informațiile pe care le transmit sunt validate medical. Creierul, măduva spinării și nervii optici sunt conectate între ele prin nervi și fibre nervoase, un înveliș proteic care este numit teaca de mielină. Atunci când mielina se inflamează sau este distrusă, proces numit demielinizare, rezultatul este întreruperea fluxului normal al impulsurilor nervoase la nivelul sistemului nervos central. Procesul de demielinizare și consecința acestuia, întreruperea fluxului impulsurilor nervoase, constituie o boală cunoscută sub numele de scleroză în plăci, boala celor 1000 de fețe sau mai pe scurt SM, scleroza multiplă, având ca urmare modificări senzoriale sau motorii. Nu există o modalitate unică prin care să știm cum va afecta SM-ul organismul, deoarece fiecare persoană experimentează boala diferit. Unii oameni pot avea dificultăți în a vedea clar, încețoșat, dublu, în timp ce alții se confruntă cu o slăbiciune musculară a brațelor și picioarelor sau o combinație de simptome. Aflați astăzi despre scleroza multiplă, cum afectează organismul și mai târziu despre opțiunile de tratament. Despre efectele sclerozei multiple asupra sistemelor corpului. Nervii trimit mesaje către și de la creier, permițând astfel corpului și creierului să funcționeze și sunt acoperiți cu un strat protector numit mielina. Acest strat protector este un strat de proteină. Scleroza multiplă apare atunci când sistemul imunitar atacă mielina, iar nervii sunt deteriorați. Când nervii sunt deteriorați, ei nu mai pot comunica eficient cu creierul, ceea ce duce la pusee, care afectează diferitele sistemele corpului. Cel mai frecvent sunt afectați ochii, prin vedere încețoșată, vedere dublă, pierderea vederii la un ochi sau la ambii ochi, modificări ale culorilor și durerea globului ocular. Brațe, mâini și picioare, slăbiciune musculară, amorțeală, înțepături. Afectează corpul în general prin lipsă de energie, oboseală, dificultatea de a te ține în picioare, de a merge, dificultatea la mișcare, echilibru sau coordonare. Sistemul nervos, care include creierul, măduva spinării și nervii, este responsabil pentru comunicarea dintre corp și creier. Scleroza multiplă afectează sistemul nervos, atacând stratul de mielină care izolează nervii și modifică modul în care nervii trimit mesaje către creier, ducând la rezultate diferite. Iată câteva exemple despre modul în care se mai afectează sistemul nervos. 1. Durerea neuropatică apare atunci când scleroza multiplă dăunează sistemului nervos și poate duce la durere, senzație de strângere, arsură sau o senzație de înțepături. 2. Vederea. Nervul optic face parte din sistemul nervos și trimite mesaje între ochi și creier. Leziunile nervului optic în scleroza multiplă pot duce la pierderea vederii, la dureri oculare, observarea fulgerelor de lumină și alte modificări ale vederii. 3. Afectarea nervilor. Scleroza multiplă poate schimba modul în care mesajele sunt trimise la creier din tot corpul, provocând senzații precum amorțeală și furnicături. 4. Sănătatea mentală. Mulți oameni cu SM se confruntă cu anxietate sau depresie, schimbări de dispoziție și alte modificări ale sănătății mentale. 5. Funcția cognitivă. Creierul face parte din sistemul nervos. Persoanele cu SM pot avea dificultăți de a-și aminti, de a se concentra, de a rezolva probleme și simptome legate de gândire. Sistemul musculo-scheletal.
Sistemul musculoscheletal include oasele, mușchii și țesuturile care le conectează, cum ar fi tendoanele și ligamentele. Boala poate afecta nervii care lucrează cu sistemul musculoscheletic, ducând la simptome cum ar fi slăbiciune, mușchii pot deveni slabi, spasme, mușchii pot deveni foarte contractați, spasticitate, mușchii pot deveni foarte rigizi și greu de mișcat. Durere. Persoanele cu scleroză multiplă pot prezenta dureri musculare și articulare, dificultăți de mobilitate. În ceea ce privește sistemul imunitar, care include organe, celule și proteine, cum ar fi celulele albe din sânge, măduva osoasă și ganglionii limfatici, scleroza multiplă este o boală autoimună, asta însemnând că sistemul imunitar funcționează necorespunzător și atacă celulele sănătoase. Unul dintre tratamentele pentru scleroză multiplă suprimă sistemul imunitar pentru a perturba acest proces dăunător. Un efect secundar al acestui tratament este că sistemul imunitar este slăbit și este mai puțin eficient în protejarea organismului de boli. Sistemul digestiv, care include ficatul, pancreasul, vezica biliară și organele care alcătuiesc tractul gastrointestinal sau GI, inclusiv stomacul și intestinele. Scleroza multiplă poate afecta sistemul digestiv și poate provoca probleme cum ar fi constipația sau dificultăți de evacuare a scaunului care pot apărea deoarece leziunile nervilor vor împiedica mușchii să mute deșeurile prin corp. Disfagie sau dificultăți de înghițire care pot apărea în scleroza multiplă tot din cauza leziunilor nervoase care afectează coordonarea mușchilor din gură și gât. Arsurile la stomac apar atunci când acidul gastric intră în esofag și irită țesutul de acolo. Persoanele cu scleroză multiplă au arsuri în stomac atunci când leziunile nervoase interferează cu mușchiul care împiedică curgerea acidului în direcția greșită. Sistemul reproductiv, care include organele necesare pentru a face copii. Bărbații și femeile au organe de reproducere diferite, astfel că scleroza multiplă îi afectează diferit. Bărbații cu scleroză multiplă pot prezenta disfuncție erectilă, iar femeile pot prezenta simptome de scleroză multiplă care se agravează înainte de menstruație și în postpartum, după naștere, adică sau în menopauză. Sistemul circulator include inima, vasele de sânge și sângele. Sistemul limfatic este uneori considerat partea sistemului circulator și include măduva osoasă, globulele albe, ganglionii limfatici și organele precum timusul. Legătura dintre SME și sistemul circulator nu este încă pe deplin înțeleasă. Cu toate acestea, persoanele cu scleroză multiplă prezintă un risc crescut de apariție a unor afecțiuni circulatorii precum insuficiență cardiacă atunci când inima nu mai este capabilă să pompeze suficient sânge prin corp, boală cardiacă ischemică sau boală coronariană atunci când o substanță numită placă blochează sau împiedică curgerea sângelui către inimă. Accident vascular cerebral când sângele nu poate ajunge la creier. Tratamentul acestei afecțiuni care ține pe tot parcursul vieții. Avem medicamente și opțiuni de tratament pentru a gestiona boala, pentru a preveni progresia acesteia și pentru a ameliora simptomele. Opțiunile de tratament diferă în funcție de fiecare persoană, de simptomele acesteia și de cât de activă este boala la momentul respectiv. Scleroza multiplă poate trece între fazele active cu simptome crescute, numite crize, și faze mai puțin active sau inactive, cu simptome scăzute sau fără simptome, numite remisie. Opțiunile de tratament pentru această maladie includ steroizi, utilizați pe termen scurt pentru crize sau
faze ale bolii active, terapii preventive utilizate pentru a preveni crizele, pentru a reduce severitatea crizei și pentru a preveni agravarea bolii. Managementul simptomelor, opțiuni care variază în funcție de persoană și de simptomele acesteia. Pe lângă medicamentele pentru scleroză multiplă, schimbările de comportament și stilul de viață pot îmbunătăți simptomatologia. Persoanele cu SM care nu fumează sau care se lasă de fumat, fac sport în mod regulat și mănâncă alimente sănătoase, au tendința de a prezenta mai puține căderi și simptome mai puțin severe și, bineînțeles, pot trăi mai mult. Concluzii. Scleroza multiplă este o afecțiune medicală gravă care durează pe tot parcursul vieții. Când sistemul imunitar atacă nervii din creier și măduva spinării, inhibând comunicarea adecvată între corp și creier. Din acest motiv, persoanele cu SME pot prezenta diverse simptome. Din fericire, simptomele pot fi tratate cu medicamente și modificări ale stilului de viață, iar persoanele cu SME pot trăi o viață lungă și fericită sau mulțumită. Să trăiești cu scleroza multiplă este o provocare. Puteți experimenta atât simptome fizice cât și psihologice, precum și provocări sociale și de stil de viață. Cu toate acestea, această afecțiune poate fi ținută sub control. La revedere!